Bună seara, sunt Valentin Budnaru. E ora 8, deci știți ce urmează, nu? Să te pregătiți pentru câștiguri mari, așa că să-i cunoaștem pe concurenții acestei seri. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bine ați venit! Sandra Pădeanu, pare bine! Bine ați venit, poftiți! Sandra și... Gabriel. Gabriel, bine ați venit la Marele Zid. Bine v-am găsit. Sandra a început foarte bine cu un... Da, nu mai pot să mai țin nimic în mine. Explodez de energie. Exteriorizează-te, Sandra. Pentru asta e Marele Zid. Emoțiile sunt la cote maxime. Da. Maxim. Dar sper să fie totul productiv în seara asta. O să fie. N-are cum să nu fie. Cum pare Marele Zid? Mare. Mare, luminos, impresionant, lasă fără cuvinte. Bine, deocamdată e albastru, să vezi când se face verde, de atunci mai vorbim. Verde ca rochița mea. Chiar ce culoare? Nu mă pricep la culori, e un... Verde, un lime, ceva. Un lime... Un praz. Am înțeles, nu mă pricep la culori, de asta întrebam. Nici eu foarte mult, dar sperăm să inspire zidul. Care e relația dintre voi doi? Suntem iubiți de 2 ani și jumătate, ne-am cunoscut pe internet, foarte modern, și ne iubim foarte, foarte mult. Mă bucur să aud asta. Cum a fost prima voastră întâlnire? A fost foarte, foarte frumos. Când am vorbit, am promis că vin cu un trandafir în dinți, zâmbetul pe față, nu... Nu ca acum, nu ca acum vreau să zic, că acum sunt foarte emoționat și atunci eram foarte emoționat, dar emoții pozitive și acum am emoții pozitive. Așa, și mai ales când am văzut-o de cealaltă parte a pieței zâmbind și foarte frumoasă și am simțit că este ceva special din acea zi. Uite, acum Gabriel e timid, așa, Sandra, dar spune cum e în realitate, înțeleg că aici sunt camere, lumini, da, peste tot. Public, 200 de oameni, eu! În realitate, Gabi, este o persoană foarte creativă și foarte glumeț. Atunci când intri în cercul lui personal, vezi o față a lui pe care foarte puțin o văd. Este mult mai amuzant, acum emoțiile probabil că îl blochează, dar eu nu m-aș fi îndrăgostit de o persoană care n-ar fi fost amuzantă. Ia uzi, Gabi! Vreau să fac un compliment și... Așa este, nu e un compliment, e adevărul. Cu ce vă ocupați voi doi? Eu sunt graphic designer, freelancer momentan și fac grafică, tot ce ține de grafică, 3D, website, logo-uri și așa mai departe. Sandra? Eu sunt arhitect la o firmă din orașul din Buzău și în fiecare zi... creez căsuțe, locuințe, case, discut cu beneficiarii foarte mult. Mie îmi place foarte mult meseria pe care mi-am ales-o. Foarte creativ și acolo. Și cu oameni. Discut cu oameni în fiecare zi. Deci tu faci căsuțe pentru oameni, da, pentru alți oameni. Pentru voi? Facem și noi căsuța noastră, pentru făcută de Gabi. A, deci voi sunteți o echipă, să înțeleg. Gabi și... o desenează. Gabi a desenat-o înainte să mă cunoască pe mine. Începuse deja proiectul, culmea, și a fost unul din lucrurile cu care m-a cucerit proiectul case, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și am pornit împreună construcția ei de la fundație până unde suntem acum. Unde? La Roșu. La 50 de kilometri de Buzău. Este un sătuleț mai spre munte, unde ne place nouă, unde a copilărit și a crescut Gabi. Și vă veți muta acolo? Da. Și facem naveta. Acum unde stați? Acum stăm în Buzău. El face graphic design, e graphic interior. Sunt îndrăgostiți și au un grafic deosebit în povestea lor. L-am cunoscut pe Gabi acum 2 ani și jumătate, printr-o aplicație de telefon pentru dating online. Eu am inițiat discuția cu Hello Jane, meet Tarzan. Am desen animat. A promis când scriam și vorbeam pe aplicație că va veni cu un trandafir în dinți. Și am venit cu el, nu în dinți cum am promis, în rucsac, pe motocicletă. Și am zis să încerc. Deși sunt un om serios, am o fire destul de aventuroasă. Și am avut noroc. S-a potrivit, a fost un moment. Ne-am găsit. Suntem
foarte, foarte potrivit. Și mulțumesc că mă suporți. Te iubesc. Și eu te iubesc. Ne construim o casă împreună. Dacă vom câștiga, banii se vor duce, o mare parte din ei, în construcția casei, în terminarea construcției casei. Deci, sunteți aici pentru acea casa voastră, pentru că de la roșu ce costuri mai avem? Cam vreo 10.000 cu mobilă, cu tot, cam așa, poate mai mult. Gabi, spune tu, Gabi. Am făcut calculele și aș zice undeva la 20-30 de mii și am terminat-o la alb. Da, alb, v-ați mutat în ea? Ne-am mutat în ea și am dormit eventual pe o saltea când avem bani de mobilă, dar... Nu e chiar așa. Și cu tot cu mobilă? Și cu unde tot ne-am mobilă, situat? Nu știu, 50, poate... Cam, dacă depinde de bucătărie. Da, exact. E, Sandra, ăsta da. E punctul cu... sensibil. Da. Cu punctul forte, nu sensibil. Punctul foarte, scuze, punctul forte. Evident. Planuri de mărire a familiei? După ce terminăm căsuța, bineînțeles că ne vom dori până vom trece dori să timp extindem, familia. Nu vreau să fiu indiscret, da? Nu. Chiar acela este drumul cel bun, numai că încercăm să nu punem un timp limită. Nu vrem să ne stresăm foarte mult legat de treaba asta. O să începem în primul rând cu doi căței. Da. Când o să avem curtea... Gabi, cum ești? Sunt bine. Mai bine. Nu mai bine. Mai bine? Chiar. Mult mai bine, chiar. Te-ai odihnit puțin, te-ai relaxat. Da, m-am mai relaxat. Trebuie să mă... Asta zic, fă ce vrei. Foarte... Facem flotări, facem ce vrei tu, genuflexiuni. Orice vrei tu. Ca să te relaxezi. Uite, Sandra e in. Da. Este... Și tu ești bine. Acum că ne-am descotorosit de emoții, putem să începem.